Unul din trei refugiați ucraineni din România este copil UNICEF. Le-a întins o mână de ajutor încă de la începutul conflictului și așa a înființat, așa numitele puncte albastre. Peste 42.000 de mame și copii au găsit acolo nu doar un pat și mâncare, ci și consiliere juridică și psihologică. Bună dimineața! Suntem întâmpinați în centrul Catia din Brașov de un salut cald în limba română din partea a doi copii ucraineni. Aici UNICEF a înființat, cu ajutorul autorităților locale, un centru Blue Dot sau un punct albastru care oferă sprijin copiilor refugiați și familiilor lor. Кормят и просто приняли действительно как своих детей. За это действительно большое спасибо. Да, это просто те эмоции, которые действительно искренние от души. Aici avem cazate persoane încă din 27 martie, persoane pentru care locul acesta este acum acasă. Sunt amenajate aceste spații închise, care oferă un, hai să spunem, minim de intimitate, iar restul paturilor pe care le vedeți amplasate sunt folosite preponderent de cetățeni care se află în tranzit, care au nevoie de 1-2 nopți de cazare. În unele nopți aici sunt cazate 50 de persoane, în altele chiar mai mulți refugiați. În centrele Blue Dot UNICEF, copiii refugiați și familiile lor au parte de un sprijin neașteptat, dar de care au mare nevoie. Aici primesc consiliere psihologică, prim ajutor privind igiena și sănătatea, găsesc spații dedicate mamelor și copiilor, paturi, truse sanitare, jucării și alimente. When I came to Romania, Kharkov was very terrible, because there are a lot of buildings. People haven't homes. It is very terrible. My message for Romanian people that you're very cool and don't forget about this war. My father is Ukrainian soldier and I'm very scared for him. În prezent funcționează 7 centre Blue Dot în România, în zonele de trecere a frontierei de la Sighetul Marmației, Siret, Isaccea, Albița, Huș, precum și în Iași, Brașov și București. În afară de centrele Blue Dot sau puncte albastre, centre sigure care oferă un ajutor și protecție copiilor și familiilor acestora, oferă consiliere juridică de bază, consiliere psihoemoțională, precum și un loc de joacă pentru copii, în așa fel încât mămicile să aibă un pic de timp de respiro după un drum anevoios. Până în prima parte a lunii august, peste 42.000 de femei și copii refugiați au primit sprijin în punctele albastre din România. Aș vrea să mulțumesc foarte mult respectatorilor Digi24, care s-au transformat în donatori pentru cauza UNICEF, pentru cauza copiilor refugiați și a familiilor acestora. Vă mulțumim!